am găsit începând de astăzi la Dosar de Politician, vom declanșa o serie de emisiuni despre activitatea guvernului Ponta. În fiecare zi vom analiza prestația unui ministru dintre cei 21 cât muncesc în guvern. Le vom cunoaște CV-ul romanțat, calitățile, defectele, vom vedea cu ce s-a ocupat. În final le vom da note ca la școală. Dosar de Politician se va transforma așadar, pe parcursul a 21 de zile, în dosar de ministru. Începem analiza guvernării cu senatorul Liviu Pop, actualul ministru delegat pentru dialog social. Acest minister este o invenție a PSD încă din anul 2012, este un fel de minister tampon între guvern și sindicate. PSD-iștii au experiență în manipularea și câștigarea sindicatelor de partea puterii. Drept dovadă stă faptul că șefii de sindicat au făcut ciocul mic în acești ani de guvernare a PSD. Liviu Pop a fost numit ministru pentru dialog social încă din mai 2012 și părea că acest minister cu normă redusă a fost înființat special pentru el. Înainte să intre în Parlament, Liviu Pop a fost secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, ca și cum ar exista și sindicate nelibere. După ce a prestat politic pentru PSD din calitatea de sindicalist șef, Liviu Pop a fost recompensat cu sinecura de senator plus ministru, ca așa e în tenisul politic. Pentru o scurtă perioadă de timp, în 2012, Liviu Pop a fost chiar ministru interimar al educației, perioadă în care a devenit sperietoarea profesorilor universitari interesați de doctorate. Pop a fost retras din guvern în 2013 din motive nelucidate încă. A stat pe tușă timp de 2 ani, timp în care s-a remarcat ca o mică vedetă de televizor a PSD. Dacă ai nevoie de un PSD-ist care să înghită multe și să-l apere pe Victor Ponta necondiționat și fără argumente, îl trimiți la televizor pe Liviu Pop. Pop este de fapt un fel de politician sindicalist, adică are sectul politic incert, despre care nu știi însă interesele cui le reprezintă, ale guvernului sau ale sindicatelor. Ca o paranteză, șefii acestui minister fantom al dialogului social au mai fost doamnele PSD-iste, Doina Pană de la Bistrița, care s-a remarcat și la Ministerul Apelor și Pădurilor, dar și anonima Aurelia Cristea de la Cluj. Acum să vedem cu ce s-a ocupat de fapt ministrul Pop în ultima perioadă. Sindicalistul PSD iubește să apară, cum vă spuneam, la televizor și să participe la diverse mese rotunde în care se vorbește mult și nu se spune nimic. Liviu Pop a aprobat recent strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei până în anul 2020. Chestie care sună pompos, dar nu va avea nicio finalitate, pentru că de 25 de ani politicienii români, inclusiv Liviu Pop, se dovedesc foarte buni la strategii care inevitabil nu se mai implementează niciodată. Un mic sfat pentru guvern. Cea mai bună strategie pentru eradicarea sărăciei s-a inventat acum câteva sute de ani și este creșterea nivelului de trai, adică locuri de muncă bine plătite. În această imagine îl vedem pe Liviu Pop cum râde în ședința în care a fost lansată strategia de eradicare a sărăciei. Pop este foarte fericit, probabil pentru că nu va ajunge niciodată un om sărac, așa cum sunt circa 4 milioane de români care trăiesc sub pragul sărăciei extreme, conform normelor europene. Și când nu te aștepți, vine un controlor, mai bine, ba nu, ba da, ba nu. Pop a mai fost recent în excursie în Belgia pentru a participa la evenimentul Primăvara Românească la Bruxelles, o șoietă organizată de niște PSD-iști tineri din surse financiare puse la dispoziție de o fundație, de unde rezultă că guvernul încurajează cu sârg turismul politic pentru macării din PSD. O altă șoietă la care ministrul pentru dialog social a fost prezent, de data asta o șoietă sindicalistă, a fost conferința națională aniversară 25 de ani împreună, organizată de sindicatele din industria alimentară. Ministrul Pop, în mod evident, a băut și a mâncat foarte bine. Totuși, Liviu Pop a și muncit ceva în ultimele 4 luni. A fost prezent la Riga, la atelierul de lucru intitulat Provocări actuale și viitoare pentru dialog social. Șueta asta a nimerit-o domnul Pop pentru că avea treabă cu dialogul social, care există, dar lipsește cu desăvârșire în România. Pentru activitatea sa prodigioasă aici la Dosar de Politician, îi acordăm ministrului Liviu Pop bine nemeritata notă 5. Mâine îl cunoaștem pe Angel Tâlvăr, ministrul pentru românii de peste hotare.